Revista presei. Doamne ajută, bun regăsit la Revista Presei Naționale și Locale, vă spune Părintele Eugen Tănăsescu în această zi de joi, 13 septembrie anul Domnului 2012. Pentru că mâine este sărbătoare, nu putem să facem emisiunea noastră cum ne-am propus în fiecare vineri la Revista Presei cu invitat, dar avem astăzi, în studioul Radio Dobrogea, marea bucurie să am alături de mine pe doamna Miara Țuțu, director general TV Alfa Media, cu care de curând, așa cum am mai spus, am încheiat un parteneriat Media. Luni ne-a spus doamna Miara câte ceva prin telefon, dar acum este alături de noi. Doamne ajută, bine ați Doamne venit ajută, la Radio Dobrogea. Cum vă simțiți la noi? Cam ciudat, pentru că eu sunt obișnuită cu un alt sistem. Am căști de data aceasta, da. Și nu privesc la cameră. E ca la radio. Privesc exact. La ciclop. Puteți privi la camera, avem camera web, da. Acolo ascultătorii ne și privesc pe pagina noastră de internet. Mă bucur. Și TV Alfa Media folosește internetul, nu? Da. Numai că acolo aveți imagine chiar de televiziune. Noi încercăm o chestie nouă, numită radioviziune, așa am zis eu. Adică e un concept nou. Ați făcut un pas mare și mă bucur și vă urez succes. Mulțumim, că radio, știți, are o mare lipsă, nu se vede. Dar cu internetul ne dă voie să ne și vedem. Haideți să începem Revista Presei Naționale și Locale, comentat împreună cu dumneavoastră. Începem cu Jurnalul Național, care ne informează că astăzi cinstim un sfânt român, Sfântul Cuvios Ioan de la Prislop. Acesta a fost un călugăr îmbunătățit din părțile Prislopului și a avut un sfârșit destul de martiric, în sensul că, locuind într-o chilie pe malul râului Silvuț, de acolo, de lângă mănăstirea Prislop, niște vânători l-au luat drept animal. De la distanță au tras în el și l-au împușcat, fără să știe de fapt ce era, și așa s-a săvârșit din viață Sfântul Cuvios Ioan de la Prislop. Știți că în calendarul român sunt mulți sfinți români. Unii au zis că ce atâția sfinți. Cum vedeți treaba asta? Cei care au zis așa ceva probabil au alte modele, pentru că observ că în ultima perioadă cam este la modă. Ne alegem niște modele care nu spun nimic. Doar ne place să copiem. Iată că un sfânt pentru o viață aleasă de rugăciune, împletită cu muncă și săvârșire de fapte bune, a avut un sfârșit destul de tragic. Mă întreb, doar pentru atât, pentru o viață luminată, să aibă un sfârșit, ceea ce spuneați dumneavoastră, că a fost confundat cu un animal. A fost un sfârșit din accident, să-i spunem din, așa. Să spunem din accident. N-a fost martirizat pentru credința lui, dar viața lui, într-adevăr, a fost de rugăciune și de sihastru, că de-aia l-au confundat, de la distanță. Câte modele în ziua de astăzi, da, au astfel de viață de rugăciune? Să știți că sihaștrii mai sunt. Noi spunem că modelele din ziua de astăzi, părinte, nu ne referim la promovate de canalele mass media. Acum, dacă vorbim de treaba asta, bine, nici sihaștrii nu sunt niște oameni care să se arate lumii, dar referindu-mă la viața Sfântului Ioan, pot spune că, din nefericire, el a fost confundat cu un animal, dar astăzi mulți se arată... Aici am vrut să ajung. Chiar a fi animale. Și mulți dintre tineri copiază astfel de modele. Da, asta este tragedia. O să avem ocazia să mai vorbim despre modele și ce ni se pregătește. Deocamdată avem un război cu Asur. Patriarhia Română a dat un comunicat de presă, un fel de drept la replică cu privire la ceea ce a făcut Asurul, Asociația Secular Umanistă din România, care s-a plâns de manualele de religie. Patriarhia Română spune că Asur își arogă în mod discutabil calitatea de reprezentant al societății civile, deformează în mod constant realitatea și promovează intoleranța față de religie. Mai mult, comunicatul Patriarhiei spune că asociația respectivă echivalează educația religioasă cu îndoctrinarea pentru a discredita și a înlocui ideologia umanismului și a înlocui
Religia cu ideologia umanismului ateu antireligios, prezența religiei în sistemul național de educație, răspunde așteptărilor copiilor și ale părinților și comunicatul Patriarhiei se încheie realist, zic eu, e de fapt concluzia care trebuie reținută, că de fapt problema ASUR nu este atât calitatea manualelor de religie, ci prezența orei de religie în școli și poate chiar prezența lui Dumnezeu în viața oamenilor. Cu semnul exclamării. Că ASUR a mai avut probleme și cu icoanele în școli și cu ora de religie în școli. Ce spuneți? Ceea ce nu mi se pare corect. Pentru că în ziua de astăzi este nevoie de o educație religioasă. Avem nevoie de o cultură. Sunt copii care pur și simplu din discuțiile și din materialele realizate în teren am observat că au ajuns în faza în care confundă. Confundă geamia cu biserica, ceea ce nu este bine. Da, astea sunt noțiuni elementare de cultură religioasă. Exact, dar au nevoie chiar din primii ani, chiar de la grădiniță. Este nevoie de educație religioasă, este nevoie chiar și la grădiniță de niște manuale care să-i ajute să recunoască cultul, să recunoască sfinții, principalii sfinți. Pentru că sunt foarte mulți părinți care nu au timp. Sunt părinți care au câte două, trei servicii ca să facă față vieții cotidiene și nu au timp să educe pe acești copii în spiritul religios. Și așa că mi se pare corect ceea ce am spus, manualele chiar de la grădiniță. Că diferă de ciclul primar, diferă de ciclul gimnazial. Da, în funcție de studiul... principiul unor poze, că la grădiniță e mai greu cu cititul, probabil niște poze... Poze niște... care să-i atragă. Asta ține, eu zic, de religia ține până la urmă de cultura generală. Adică toată istoria asta a umanității are o cultură spirituală pe care nu poți să o ignori. Eu sunt de acord că învățământul religios n-ar trebui să fie prea confesional. Adică nu te duci la școală să te rogi, deși ar fi bine ca școala să te învețe ce este rugăciunea. Elementele de bază. Exact, elementele de bază. Dar despre ASUR... Este nevoie de prezența lui Dumnezeu în viața oamenilor. Este nevoie, dar de unde ar avea ăștia de la ASUR atâția bani să țipe tot timpul la adresa religiei în școală? Că ăsta e targetul lor principal. Ați văzut că domnul Remus Cernea e consilierul primului ministru? Cei care au bani strigă că nu au bani. Da, cam așa se întâmplă. Mai departe. Dacă la noi Biserica Ortodoxă și creștinismul e așa, mai mult la nivel de idee, să zicem, agresat, să știți, și asta este o știre care confirmă ce spuneam până acum, în spațiul islamic lucrurile sunt mult mai grave. În Kenya, avem o știre de pe doxologia.ro, în Kenya crește alarmant numărul grupărilor islamice, iar atacurile împotriva bisericilor creștine sunt îngrijorători de dese. Ca să nu mai pomenim ce se întâmplă prin Pakistan, prin Vietnam, unde acolo sunt lucruri foarte grave. Și în Kenya începe să fie probleme. Cel puțin 5 biserici au fost atacate de vandali în ultimul an și ideologia radicală extremistă care justifică violența și războiul prinde mai ales în comunitățile foarte sărace de musulmani. Acestea fiind sprijinite de grupări teroriste vecine din Somalia. Cred că aici ai numele grupării. Al-Shabaab, afiliat Al-Qaeda. Adică toată lumea știe de Al-Qaeda acum. Și, mă rog, știrea ne mai spune și că agențiile umanitare avertizează că situația din Nigeria se poate inflama și se poate ajunge în situația Nigeriei. Vedeți, în spațiul oriental... nu e chiar așa de roză viața de creștin. O fetiță zilele trecute a fost arestată pe motiv că ar fi dat foc Coranului, dar de fapt s-a demonstrat că un cleric musulman a băgat niște pagini arse din Coran în geanta fetiței. Fetița, în fine, a fost eliberată, semn că justiția încă mai funcționează prin Pakistan. Dar în alte părți e foarte grav, biserici distruse. De exemplu, ieri era pe evenimentul zilei o știre. Dacă mergi în Indonezia și te prinde că faci trafic cu Biblia, adică, eu știu, o dai cuiva, faci. 4 români au fost arestați. 4 tineri români au fost băgați la închisoare în Indonezia că s-au dus să... ei distribuiau Biblii pe acolo. Erau neoprotestanții cu spiritul misionar, așa s-au dus. Și acum sunt la închisoare. Dacă facem o paralelă cu ceea ce se întâmplă la noi, iată că ei știu să...
își ridice un zid de protecție, să-și construiască un zid de protecție, dar în același timp știu și să-și să iasă în media. Da. Apar peste tot deschideri de jurnal, de ediții, în presa scrisă, ceea ce la noi nu prea se acordă atenție. Doar dacă, Doamne ferește, s-a prejudiciat, nu știu ce, și el a afectat... La știrile caracter religios, exact. Da? Și curentul lor a luat amploare. De ce credeți că presa din România tratează așa latura asta religioasă a știrilor? Pentru că de aici nu se câștigă, așa văd eu. Nu există latura aceea comercială. În ziua de astăzi alergăm după senzațional, dar senzaționalul care se aducă și bani și relații închegate acolo sus. Mm-hmm. Este părerea mea. Dar cred că există o categorie de știri care totuși atrag. Îmi spuneați înainte de intrarea în emisiune de o știre pe care vreau să o dați. Există ceea ce v-am și spus, părinte, că mi-a lăsat un gust amar. O televiziune națională a încheiat jurnalul cu o știre care pur și simplu aducea la cunoștință că în Republica Moldova un grup de tineri vor să se declare cultul... Păi ei poate să se declare ce vor ca să devină cult. Și s-ar putea să ajungă în faza aceasta. Dar există cultul satanic. Biblia satanică. Da, da, da. Cultul satanic există. La nivel mondial are nu știu câți adepți, mulți, după părerea mea, dar ca să funcționezi ca un cult într-o țară, trebuie să ai un număr minim de adepți și cred că aici ai războiul să atragă cât mai mulți adepți. Să atragă, dar nu mi se pare corect un post de televiziune național să încheie un jurnal cu astfel de știre. Pentru că ei au văzut-o ca ceva inedit și au crezut că e bună de a atrage audiență. Și uite că principiul ăsta al audienței, de fapt, indirect promovează imoralitatea. Nu? Demoralizează. Asta e vorba. Da. Una peste alta, avem și o problemă practică. Săptămâna viitoare începe școala. Ne-ați spus despre educație, despre modele. Începem un nou an școlar. Adevărul are un titlu, zic eu, aproape de adevăr, dacă ținem cont că trăim într-un capitalism acerb. Începutul școlii, spaima părinților. Cam 400 de lei este suma minimă pe care o cheltuiesc părinții pentru un copil, spune Adevărul. Investițiile sunt în rechizite, dar și calitatea sistemului educațional este o problemă pentru părinții care încep să vadă o alternativă în sistemul privat de învățământ. 400 de lei mi se pare totuși o sumă destul de mică. Pentru un om de la țară, credeți-mă că e mare. În mediul urban, da, de acord. Pregătirea unui singur copil pentru începerea cursurilor scoate din bugetul unei familii între 400 și 1000 de lei. În prima fază, părinte, pentru că o să vină lista, avem nevoie de caiete, de manuale speciale, câți își vor permite? Mă refer la părinții care au câte 2, 3, 4 copii la școală și așa cum spuneați noastră, la sat. La sate, câți își permit? Da, e jalnică povestea. Și atunci, ce facem? Cum găsim luminița de la capătul tunelului care nu se mai termină? Noi pur și simplu tragem un semnal de alarmă. Cei care ar trebui să găsească luminița sunt cei din Parlament. Dar nu vreau să intru în politică. Da, da, e adevărat. Nu intrăm în spațiu politic, nu suntem partizani, dar pe noi ne interesează fenomenul în sine. Adică... Încotro învățământul, încotro cultura. Exact. Exact, spune articolul pe aici, am citit de dimineață, că există un dezinteres din ce în ce mai crescut al părinților pentru învățământul de stat. Temerile părinților sunt legate și de calitatea sistemului de învățământ, de performanțele profesorilor și de capacitatea copilului, pentru că, na, ți-e grijă de al tău, adică se adaptează, nu se adaptează, la ce învățător sau profesor îl dai, vine acum asta cu clasa 0. Clasa 0. E ceva foarte simplu. Da, bine, sună când spui clasa 0. Cifra 0... O luăm de la 0. O luăm de la 0, exact. O luăm de la 0. Dar avem nevoie în același timp, trebuie să ne gândim că avem nevoie și de copii care să fie comunicativi, de copii care să aibă un bagaj de cultură. Și dacă statul nu face nimic, păi vrem o societate sănătoasă, păi trebuie să investim în cultură, mai e în sănătate, școala în școli. Zicea... Se spune că învățământul este gratuit. Care învățământ? Când de la grădiniță ai o listă și se cer rechizite școlare.
da, rechizite, ți se cer N cărți. Nu mai spun de ciclul primar, să vedem acum clasa 0. Acum mai nou e cu analizele. Părinții vor trebui să scoată bani din buzunar pentru analizele copiilor. Pentru analize, la fel, tot părinții. Explicația mi s-a părut superbă, au zis cei de la, mă rog, reprezentanții sistemului de sănătate, au zis, domnule, treaba asta n-are de a face cu contractele care așa, adică cumva e... Gata, suntem plătitori, plătim, da, asigurări de sănătate. Pentru ce? Ca să scoatem bani din buzunar pentru... analizele astea nu fac parte din trunchiul ăla gratuit, ca să zic așa. Adică e o zonă gratuită unde beneficiezi de din planul servicii național. Da, da, da. Așa, la trebuie urgență, să cotizăm, să mai ajutăm veni, da, și da, da, sănătatea, tot păi, noi. Trăim părinții în capitalism, nu? Și dacă da, tot trăim în capitalism și am discutat de zero, uite ceva cu zero multe. În Jurnalul Național, Ilie Șerbănescu de ceva vreme este foarte înfocat pe faptul că România a ajuns colonie în Uniunea Europeană. Nu e singurul articol pe care l-am sesizat la domnul Ilie Șerbănescu. De ceva vreme el o susține așa în presă ideea asta sus și tare că România a ajuns, fiind membra a Uniunii Europene, a ajuns de fapt colonie europeană. În articolul ăsta însă are o teorie foarte deprimant, așa, adică ca o colonie a Uniunii Europene, România este hărtănită de toți, inclusiv de colonialiști de gradul 3 și 4, vărgăleți în toată regula, zice, vărgăleți, așa, și îți vine să te gândești că te bate cu făcălețul, așa, și... Având în vedere că odată cu finalizarea acordului cu femei și Uniunea Europeană, statul este deposedat de tot ceea ce reprezintă prerogative și structuri statale. Și se anticipează astfel un haos de decenii în spațiul numit România, sau cum se va mai numi aceasta, pentru că pe finalul articolului domnul Ilie Șerbănescu ne spune că puterile coloniale au în intenție să dezmembreze România. Dacă nu cumva, așa, după cum există indicii, au deja un proiect pregătit în acest sens. Vă simțiți colonializată? Da. Mi se pare totuși ciudat și faptul că am fost numiți un imperiu prost organizat și gestionat. Imperiu. Da. Un imperiu. Uniunea Europeană vrea să fie, de fapt, ca un imperiu. Știți că acum se vorbește de marile puteri, care de fapt sunt niște imperii economice. Noi deja trăim, după părerea mea, în al treilea război mondial. Se numește război economic între marile puteri. Și fiecare își arogă câte o bucată de planetă, știi? E chestia asta cu piața, domeniul de influență, unde îți desfaci marfa, de unde îți vin resursele. Înainte se luau teritoriile cu armata, acum se ia cu marfa. Trimis produse acolo, îți vin banii de acolo. Deci iată că le dăm dreptate, stare de haos. Da. Bine, pentru ei nu-i deloc haos. Că pentru noi, da. Zerourile, clasa 0, clasa 0, clasa 0 și zerourile se duc, se duc, se duc și noi rămânem la clasa 0. Deci, sunteți de acord cu teoria domnului Șerbănescu? Suntem colonie cel puțin economică, că dânsul merge mult pe partea sunt asta. Sunt de acord. Încă avem granițe, adică cumva așa. Știți că afirmația dânsului de fapt a fost târnită, fiind un editorial, a fost târnită de ce a zis domnul José sau José Barroso, că nu știu cum se numește exact pe limba dânsului, care pledează pentru o federație a statelor națiune. Comisia Europeană dorește să rupă legătura nesănătoasă între state și bănci și șeful Comisiei Europene, José Manuel Barroso, a spus că ar fi bine ca Uniunea Europeană să devină un fel de federație a statelor națiune. Ăsta e orizontul politic. Fac apel la o federație a statelor națiune, nu un superstat, ci o federație care să poată să funcționeze printr-o mutualizare a suveranității. Asta cu mutualizarea suveranității, știi că mutual înseamnă între doi parteneri, dar mi-e teamă că la România mutualizarea înseamnă să pui pe mute. Știi? Cam asta doar e. Să executăm. Noi să ascultăm și să executăm. Da. Uite, zice dar și un interesant adevăr că această construcție va cere însă un nou tratat. Da. Păi zice aici, pierderile bancherilor pe viitor nu mai trebuie să se transforme în datorii ale cetățenilor. Uite ce înseamnă criză. Da. Vezi? Gura. Stabilirea financiară a unor țări întregi. Da, 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 da. Păi asta e globalizarea economică. N-a zis că suntem într-un război. Ce mai zice domnul Barroso?
Nu mai zice ceva pe aici? Bine, dar sună ciudat, salvarea zonei euro. Da, Uniunea Europeană s-a dorit a fi, de când a fost creată, de fapt un contrarăspuns la avântul economic pe care l-a luat Statele Unite. Așa, asta și noi putem să avem un punct de vedere și să spunem salvarea leului, moneda națională. Dar de noi ce mai avem depinde? Leu? Păi nu. Da, dar leu, vrem stabilitate economică. E bine că l-am numit leu, așa sună regele pădurii. Din păcate, leului i-a cam căzut coama și o să ne alegem cu iPhone 5 deocamdată. Asta este șansa Americii. Ultima știre din presa națională. Tehnologia salvează economia. Cam așa am putea să numim știrea de la lansarea iPhone 5. Apple și-a prezentat ieri noul iPhone, iPhone 5, care ar putea contribui la o revenire spectaculoasă a companiei și chiar la creșterea economică a Statelor Unite ale Americii. Cred că este evidentă relația între tehnologie și economie. Dar cum vedeți interacțiunea între om și tehnologie? Suntem dependenți de ea? Ne robește? Tehnologia a devenit stăpânul omului, a pus stăpânire pe om. Am devenit dependenți de tot ce înseamnă tehnologie. Încă de când copiii noștri pășesc, pleacă, s-au ridicat și pleacă în picioare, pun mâna pe telecomandă, pe un telefon, devin dependenți de televizor, de calculator. În concluzie, suntem sclavii tehnologiei, depindem de această tehnologie. Și cum ar trebui să fie, de fapt? Adică mă gândesc este nevoie, este nevoie, dar omul trebuie să-și păstreze rolul în societate. Eu acum mă uit ce melodie să punem la pauză. Aveți un cântăresc preferat român? Să difuzăm o melodie preferată, dacă aveți Aurelian ceva. Andrescu. Aurelian Andrescu. E, uite, era chiar aici. Al doilea s-a lăsat cortina sau copacul preferați. Până mai ne spuneți dumneavoastră două, trei lucruri în calitatea de director general al TV Alpha Media, să ne faceți puțină prezentare a televiziunii pe care o conduceți, ca să rezolv eu cu Aurelian Andrescu aici. Vrem să ne mai spuneți și... ce anume v-a determinat? Că pe mine m-a bucurat foarte mult. Acum trecem la acest parteneriat între noi. Ce v-a determinat să doriți acest parteneriat cu noi? Că trebuie să o spunem, să știe și ascultătorii. V-ați dorit mult și eu m-am bucurat foarte tare. A fost, am și spus, e o surpriză plăcută. Un mijloc de presă laic care totuși își dorește un parteneriat cu biserica, ceea ce e un semn de seriozitate din partea presei, pe care nu știu dacă o găsim prin alte părți. Exact ceea ce ați și spus noastră. Este nevoie de seriozitate și în presă. Este nevoie de o cultură religioasă. Este nevoie ca vocea bisericii să fie auzită, dar în același timp să se facă și ascultată. Și ținând cont de ceea ce se întâmplă în ziua de astăzi, starea de haos, fețele crispate ale oamenilor, că mergi pe stradă și vezi numai fețe crispate, mie mi se pare corect ca legătura cu biserica să fie mult mai profundă, pentru că doar asta este salvarea omenirii. Asta văd eu. E frumos să aud de la un jurnalist cu experiență, să spunem că aveți experiență. Mulțumesc că de... avem și dumneavoastră, aveți ani? Aceeași experiență. Peste 18 ani. Așa, de peste 10 ani lucrați în presă, aproape 20, mulți înainte și felicitări. Doamne ajută. E mare lucru să aud de la un jurnalist că biserica e salvarea națiunii, da, să zicem așa, ca titlu. Și asta nu e titlul de la care... titlul nu este și... un titlu pompos. Da, nu e pompos. Reflectă realitatea. Copacul, Aurelian Andrescu. Pauză și revenim astăzi la revista Presiei Naționale și Locale cu doamna Mioara Țuțu, director general TV Alpha Media. Revenim imediat. Radio Dobrogea. Revista Presei. Revenim la Radio Dobrogea și la TV Alpha Media cu revista Presiei Naționale și Locale. Astăzi în studio suntem cu doamna director general a TV Alpha Media, cu care am încheiat un parteneriat, doamna Mioara Țuțu. Suntem la revista Presiei Locale. O să anunțăm pentru început, pentru că suntem în zona locală, programul al preasfințitului Teodosie, pentru că mâine avem sărbătoare.
Da. Înălțarea Sfintei Cruci, înalt preasfințitul Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, va oficia Sfânta Liturghie Arhierească la Mănăstirea Dervent, de la ora 9, cu prilejul hramului mănăstirii. După slujbă, în jurul orei 12, va avea loc o procesiune spre izvorul Tămăduitor, unde va fi oficiată slujba de sfințire a apei. Totodată, presa locală, printr-un comunicat al arhiepiscopiei Tomisului, ne informează că înălțarea Sfintei Cruci este zi de post, deoarece ne amintește de patimile și moartea Mântuitorului, sărbătoarea celebrând două momente. Este vorba de aflarea lemnului Sfintei Cruci pe dealul Golgotei în secolul IV de către Sfânta Împărăteasă Elena și apoi înălțarea Sfintei Cruci în fața poporului de către episcopul Macarie al Ierusalimului în anul 335 pe 14 septembrie. Cel de-al doilea eveniment este legat de readucerea lemnului Sfintei Cruci de la poporul persan în anul 629. Au mai zis unii că avem multe sărbători. Și cu ce deranjează că avem multe sărbători? Fiecare își face sărbătoarea sa. Nu suntem productive, adică... Pentru unii în fiecare zi este sărbătoare. Brusc ne apucă cheful de muncă, da. Așa. Vrem mai multe zile. Uite, din cauza bisericii nu producem noi în țara asta, știi? În momentul în care a spus dumneavoastră că mâine este sărbătoare, mi-am adus aminte că mâine Alfa Media trebuie să fie prezentă la Țibrinu, comuna Mircea Vodă, pentru că în urmă cu un an, televiziunea Alfa Media a adus o troiță din Ardeal și a donat-o mănăstirii. Da, la e Țibrinu. Și o mănăstire la lângă Mircea Vodă, spre Țibrinu, da? Da, și pe drumul spre așadar Țibrinu. Mâine chiar trebuie să fim prezenți acolo. Mâine aveți acolo. Eveniment mare. Da, dublă semnificație. Da, trebuie să spunem că televiziunea Alfa Media a făcut multe acțiuni de binefacere și acum nu vă lăudăm, nici nu ne lăudăm. Nu, suntem de acord cu așa ceva, dar mi-am adus aminte, da. Domnule, trebuie să fim acolo la troița noastră, să nu o lăsăm singură, chiar de înălțarea Sfintei Cruci. Să spunem că doamna Miara Țuțu este așa mai de formație din Ardeal, făcând facultatea pe la Sibiu și am promutat din spiritul ardelean multe lucruri bune, zic eu. Da, mulțumesc. Și să vă aștept Dumnezeu să le țineți pe mai departe, că vedem că situația se complică din ce în ce. Eu apreciez, pentru că acolo în Ardeal și dumneavoastră, sigur, sunteți de acord cu mine, prezența troițelor pur și simplu te întoarce cu fața către Dumnezeu. Chiar mă uitam și pe Valea Oltului, foarte multe troițe. Și trecând, parcă nu poți să treci așa cu vederea, oprești, îți faci o cruce. Se aduce aminte că nu ești singur. Iată educație religioasă, exact. Da. Asta e troița. Da, e un element de educație religioasă. Legătura cu Dumnezeu, bine, relația cu Dumnezeu. Poate vine asurul și zice, ce caută, domnule, troițele? Troițele, hai să le dăm jos. Public. Nu, dacă școlile sunt publice și drumurile sunt publice, o să vedeți, stați așa, că își pregătesc băieții drumurile sunt publice în România. Da, ce caută troițele pe drum? Credeți că o să se ajungă acolo? Eu am convingerea că da. E posibil orice. Nebunia e mare, vă spun eu. Ăștia sunt hotărâți să sterilizeze spațiul public, să-l vaccineze contra lui Dumnezeu. Îl văd pe Dumnezeu ca un virus, ca o boală. Trebuie spațiul public sterilizat, vaccinat, Dumnezeu trebuie eliminat, adică... Da, să vedeți. Nu am nimic cu agenții economici, pentru că din asta trăiesc, îi înțeleg, dar așa aș putea să spun... Adică noi, presa, am putea să spunem, domnule, ce caută atâtea hanuri, atâtea cârciumi pe drumurile naționale. Alea-s de utilitate. Sunt de utilitate, circulă da. Banul. Da, dar și biserica de utilitate publică e definită în statutul Biore, pe care sigur asorul nu l-a citit niciodată, că sunt convins că dacă îl citeau, mai reduceau din tonul cu care comentează. Rămânem la programul înalt preasfințitului Teodosie, pentru că astăzi de la ora 12:30 la Biserica Adormirea Maicii Domnului din spatele magazinului Tomis, ieracul nostru va împărți rechizite școlare pentru 20 de copii proveniți din familii defavorizate, alături de părintele protoierul Mihai Jean, care a avut amabilitatea să ne facă și o scurtă declarație. Vă propun să-l ascultăm. În fiecare an, înainte de începerea anului școlar, protoieria 2 Constanța se gândește și la familiile nevoiașe. Anul trecut, de exemplu, am ajutat aproximativ 100 de copii care proveneau din familii nevoiașe și vom invita și anul acesta aproximativ 20 de copii în Biserica Adormirea Maicii Domnului 1 de lângă magazinul Tomis, iar arhiereul nostru, înalt preasfinția sa, înalt preasfințul Teodosie, va oferi rechizite școlare și dulciuri
îmbrăcăminte ca o încurajare pentru ei. Părintele Protoierău Mihai Jean de la Protoieria 2 Constanța, organizatorul acestei acțiuni. Noi nu ne lăudăm cu treaba asta, da? Dar iată că biserica se gândește și la cei noi am avut de ales. Să știți că a fost o discuție la un moment dat. Înainte, era, și acum mai sunt acuze că biserica nu ajută, domnule. Pe de altă parte, dacă arăți că ajuți, zice că te lauzi. Și ai de ales între a nu arăta și a arăta. De fapt, biserica, cine suntem? Nu pun în mod greșit întrebarea asta, ci în mod corect. Biserica suntem toți. Și de fapt, când biserica ajută, înseamnă că toți ne ajutăm unii pe alții. Așa că nu facem noi de la noi ceva, dar uneori e bine să spui, ca să nu mai vină să-ți bată mediatic în geamul televizorului, că biserica nu face, nu drege, nu... Dintotdeauna biserica a fost solidară cu cei aflați în nevoie. Da, acțiuni sunt... Dacă răsfoim istoria... Și mai ales dările de seamă ale patriarhiei. Dar nimeni nu a întrebat, are sau nu are biserica bani? Păi... Dar biserica a fost acolo. Biserica și a păstrat poziția bani... în societate. Din banii credincioșilor. Banii bisericii sunt banii credincioșilor. De aia nici nu prea se impozitează. Că am văzut asta, noua idee, din ce în ce mai multe comentarii, că biserica de ce nu e impozitată? La ce să fie impozitată? Clădirea bisericii e a comunității. Cum poți să impozitezi de două ori un lucru? Adică măcar atâta lucru poate să facă și statul, să nu ia bani unei comunități pentru un bun care îi aparține. Că în rest... plătim tot felul de taxe, impozite, de astea, TVA-uri și așa. Adică, mă rog, discurs manipulator. Dar vedem pe ce se duc banii constanțenilor imediat în cugetul liber. Grija asta față de bani este disperantă în capitalism. Salarii mai mici, prețuri mai mari și... cea mai mare parte a salariilor constanțenilor se duc pe mâncare și pe piața utilităților. Puținul care le mai rămâne se duce pe cheltuieli cu haine, încălțăminte și educație. Și educație. Da, mai pe la coadă așa. Da. Asta nu că nu și-ar dori românul, dar eu mă gândesc așa, nu cumva stomacul te strânge mai tare decât creierul uneori? Totul trece prin stomac. Așa e proverbul, dragostea da. Trece prin stomac. Da, dacă n-ar fi stomacul ăsta, cine am face noi? Cu toate astea, statisticile spun că românii au cheltuit mai puțin pe mâncare, au scăzut cheltuielile pe alimente cu 2% și au crescut pe băuturi sumele alocate cu 5%. Beau românii de necaz? Să uite românul de necaz. Da, beau românii de necaz? Asta să fie interpretarea? Uite o declarație. S-a scumpit lumina, ne gândim cu groază cât o să dăm din nou pe căldură din noiembrie. Vine iarna. Asta e... Și facem o paralelă. Cât dăm pentru căldură și cât dăm, cât o să dăm pe mâncare. Pentru că s-a spus că românii cheltuiesc foarte mult pentru mâncare. Ei, la iarnă cred că o să mai taie românul. Foarte mult, asta e o chestie statistică aici, e luat procentual. E foarte mult din salariu. Îți dai 60, 70, 80% poate din salariu pe mâncare. Pentru că sunt veniturile mici. Trebuie să mănânci? Sau trebuie să-ți întreții familia. Eu mă gândesc că ăștia se gândesc că ar merge și fără. Dar știți, aici ai un cerc vicios al capitalistului. Ca să poată să facă profit, trebuie totul să poți să cumperi de la el. De asta a apărut tehnica împrumutului. Citeam dimineața o știre, România a ajuns la o sumă record de datorii publice din bani împrumutați de la diferite instituții. E o tehnică asta, știi, după ce sărăcește țara, capitalistul globalist vine și zice, a, e sărac, acum te împrumut. Și românul se împrumută și pentru mâncare. Te îndatorează din păcate. Mergem puțin la Megidia, că sunteți din Megidia, trebuie să mergem și acolo. Primăria Megidia demarează o sancțiune de microcipare a câinilor. Atât cei care au stăpân, dar și pe cei care sunt ai nimănui. Acțiunea vizează sterilizarea, vaccinarea antirabică și microcipare, urmate de crearea unei baze de date, mă rog, corelată cu o bază națională. O știre pe care o așteptam de mult timp. Ce facem cu câinii ăștia? E o problemă. Eu cum vede presa câinii. Problema asta? Eu iubesc câinii. Și nu sunt de acord cu eutanasierea. Mă bucur că administrația locală a luat această hotărâre. Ceea ce mă îngrijorează sună
cam deranjează termenul acesta de microcipare. Mă rog, le implantează un chip care exact să conțină niște date, să iei pentru evidență, era ce au făcut și cu văcuțele, le-au pus niște plăcuțe în ureche de înmatriculare, vacă înmatriculată, asta nu mai văzusem în România, așa și ăștia, îi matriculează. Îi matriculează, totul se înmatriculează, da, am ajuns să știe autoritatea, să aibă în evidență. Să aibă control. Da, da, câinii umblă de nebun pe străzi, ce facem cu ei, asta e, deranjează, latră, împrăștie boli. Cum rezolvăm problema? Îi dăm la stăpâni, uite, primăria zice că face o acțiune în care să sensibilizeze adopția de câini fără stăpân. Asta e o soluție, nu? Cine da, iubește câinii să ia. Dar și înființarea unui adăpost pentru animale, mi se pare o variantă, să-i strângă. Și cu ajutorul comunității, știu că cineva chiar a propus să existe o taxă, astfel încât cetățeanul din Megidia să plătească această taxă, mai ales cei care nu au animale. Cei care adoptă sau deja au, taxa să fie mai mică sau deloc. Dar taxă, cei de care ce? Nu au taxă pentru să ajutăm aceste animale, da. Da, asta o să genereze discuții, că zice... O altă taxă, alți bani scoși din buzunar, da, așa vor spune cetățenii. Pentru că există niște câini pe stradă și trebuie să-i întrețină cineva undeva, adică, da, o să fie discuții pe tema asta. Da, dar și să-i omorâm. Ce s-a hotărât până la urmă? Adică, deocamdată e proiectul ăsta, îi sterilizează... Cetățenii sunt de acord cu acest proiect. Da. Eu n-am A avut loc o dezbatere publică și cetățenii chiar... au fost de acord și au exprimat părerea pro. E bun. Sperăm să vedem ce să hotărească și Consiliul Local. Deci trebuie să mai treacă un proiect o fază de decizie. Da. De edilii locali. Poate, dacă proiectul e de succes, poate l-adoptă și alții. Că trebuie să rezolvăm cu câinii ăștia de trebuie pe străzi. Să rezolvăm, că într-adevăr sunt și animale care au probleme de comportament și devin agresivi. Dar sunt și animale care se comportă civilizat. Da. Și nu merită să aibă o astfel de soartă, să fie eutanasiate. Bine, cu omorârea lor, poate mulți nu sunt de acord. Eu nu văd puțin diferit problema, în sensul că eu nu mai vreau să-i vă păstrez. Deci, nu știu, să-i strângă, să-i ducă undeva, nu să-i omoare. Până la urmă, animalul e nevinovat, nu-i vina lui că s-a născut. Nu, l-au făcut tot niște câini. Câinele totuși este prietenul credincios al omului și dezinteresat. E un prieten, mă rog, într-un oarecare sens. E animal, depinde de stăpân. Dar trebuie luați de acolo. Adică, dacă până și la consfătuirea aceea NATO, toată presa a văzut câtă gardă, câtă securitate, un câine a trecut liniștit pe acolo. Dar dacă un terorist cu imaginație punea o bombă pe câinile ăla? Că sunt destui țăcăniți, da? 11 septembrie a fost acum 2 zile. Da, trecea pe acolo, n-avea nicio treabă. În România, asta ne-a făcut imagine destul de rea. Pe final de revista presei o să vă rog să ne spuneți ce credeți dumneavoastră că trebuie să mai asculte ascultătorii și privitorii noștri de acum. Prin amabilitatea dumneavoastră am văzut un titlu interesant în presa locală, Adevărul spunea, revista presei devine televizată de la radio. Da, ne-ați televizat, ceea ce eu trebuie să vă mulțumesc pentru treaba asta încă o dată și în nume propriu și în numele Înalt Preasimțitului și al celor care beneficiază de emisiunea noastră. Am avut semnale din Megidia că te-am văzut la televizor, mi-a zis cineva. Da, a spus în același timp că și v-a ascultat, nu? Nu e nevoie doar să privească, și să asculte. Ceea ce îmi doresc foarte mult, vocea să fie auzită, dar în același timp și ascultată. Știți că impactul televiziei e imaginea. Da. Asta e. Să se vadă. M-am văzut la televizor. E asta. Mamă, uite-te la televizor că mă văd acolo. Ce ne spuneți pe final? Mi-aș dori foarte mult, nu știu, să... realizăm un parteneriat astfel încât să promovăm și cultura din Constanța. Cultura locală este promovată la nivel de televiziune, mă refer la Alfa Media. Dar mi-aș dori mult și cultura din Constanța în același timp să fie promovată. Este nevoie și de cultură. Este nevoie ca elevii, tinerii, să... pur și simplu, dacă nu reușesc să pășească în muzee, prin intermediul postului nostru, să cunoască astfel de locuri care
Vorbesc despre istorie, vorbesc despre identitatea noastră. Rămâne să găsim soluția. TV Alpha Media e o televiziune aproape de oameni, era deviza dumneavoastră și mie mi-a plăcut foarte mult. Dacă vă amintiți dumneavoastră, părinte, când noi am demarat campania Redeschideți Muzeul Lucian Grigorescu, da, au fost invitați reprezentanții muzeului. Da. Din păcate nu a fost prezent. Cine trebuia? Cine trebuia. Și iată muzeul... că noi continuăm cu această campanie, s-au strâns 1036 de semnături și sperăm ca vocea televiziunii Alpha Media să se facă auzită acolo sus și acest muzeu să nu ajungă în paragină. Deci aveți și un obiectiv clar, v-ați propus o campanie mediatică pentru redeschiderea muzeului Lucian Grigorescu și Emegidia, da. Ministrul Culturii este chiar constanțean. Și sperăm să ne fie alături și să reușim să redeschidem acest muzeu. E, să ne ajute Dumnezeu, ca să spunem așa, și eu vă mulțumesc încă o dată foarte mult și pentru prezența de astăzi în studio. O să mai avem ocazia să dialogăm. Emisiunea asta va fi, la Revista Presei, va fi permanentă și mi-am propus prin rotație să chem mereu reprezentanții ai presei din Constanța și din județ. Mai ales că acum suntem parteneri cu atât mai mult. Și vă doresc, cum să spun, nu succes, că Ceaușescu spune asta, vă doresc succes. Eu vă doresc multă binecuvântare din partea lui Dumnezeu ca să reușiți acolo pe plan local să, și știu că numai pe plan local, să spunem că Alpha Media se mai vede și... În Fetești, în Călăraș. Am auzit că în Bacău. E bine, și e bine. Peste tot online. E foarte bine. Da, și pe pagina de internet tvalfamedia.ro. Alpha cu al p. Secțiunea live, da. PH. Da, PH. Alpha e cu PH, ca să știe și ascultătorii noștri. Vă mulțumesc foarte mult. Vă mai așteptăm pe la noi. Mulțumim și pentru invitație. Doamne ajută. Doamne ajută. Radio Dobrogea. Arhiepiscopia Tomisului vă invită în pelerinaj după următorul program. Pelerinaj la Sfântul Munte.